Șuncuiuș este o comună din județul Bihor, regiunea Crișana, care are o populație totală de 1777 de locuitori. Este o zonă ideală pentru drumeții pe munte, excursii, tabere, rafting, via ferata, trasee de cățărat sau doar pentru relaxare. În această localitate se poate găsi peștera vântului, cea mai lungă peșteră din România. Din păcate, nu poate fi vizitată fără acordul Centrului de Speologie. Explicația este simplă. Încă de la intrarea în peșteră, se resimte un curent care poate atinge și 50 de km pe oră. Așadar, pentru oamenii neexperimentați, vizitarea acesteia poate deveni periculoasă. O altă peșteră care se poate vizita în condiții de siguranță poartă denumirea de peștera Ungru Mare, având 33 metri lățime și 22 metri înălțime. Din cei 800 de metri ai peșterii, doar 400 pot fi vizitați. Pentru cei îndrăgostiți de aventură, recomand o experiență de tip rafting pe Crișul Repede. Unele trasee încep de la peștera Ungru Mare până la vadul Crișului. Dacă nu te încântă raftingul, poți opta pentru nenumăratele trasee de via ferata cu o dificultate cuprinsă între A și C. Primele trasee încep de la peștera Ungru Mare, 10 trasee la număr, cu dificultate A și B. În cazul în care dorești ceva mai complicat, alege traseele din partea opusă a Crișului Repede. Vrei ceva mai light? Nicio problemă! Îți recomand o drumeție în traseele din munții Pădurea Craiului. Cele mai multe dintre trasee pornesc de la cabana Peștera. Poți vizita următoarele obiective: defileul Crișului Repede, platoul karstic Imașul Bătrânului și Valea Mișidului. Un alt obiectiv recomandat este stânca Vadul Crișului. Poți ajunge acolo mergând prin pădure, parcurgând o ușoară drumeție sau chiar urmând traseul de via ferata prin escaladă. Indiferent de modalitate, priveliștea te va încărca cu multă energie.